Ție ți-e frică de analize? Vai de capul meu! Foarte frică! Asta pentru că vederea acului e trăită cu anxietate de către copii. Dar cum ar fi să nu-l mai vadă? Cum ar fi ca ei să nici nu mai fie în cabinet, ci în cosmos, îmbrăcați într-un costum spațial și explorând galaxia? Recoltarea cu realitate virtuală este un proiect pilot Cinevo, care începe acum în mai multe orașe, dar pe care ne dorim să-l extindem cât mai mult în rețea. Cinevo, înaltă tehnologie și multă empatie. Bună seara și bine v-am regăsit la Baby Care. Eu sunt Andreea Brașovean, iar în această seară vorbim din nou despre sănătatea și îngrijirea bebelușilor. Și mai concret, despre pielea lor. Femeile folosesc de multe ori cu invidie sintagma piele de bebeluș. Dar ce nu știm este că pielea celor mici este mult mai delicată și mai predispusă la afecțiuni decât a noastră, a adulților. Unul dintre motive ține pur și simplu de structura pielii bebelușilor. Epiderma lor este cu aproximativ 20% mai subțire decât a noastră și este mult mai vulnerabilă în fața frigului, de exemplu. Dar eu nu sunt expert în pielea bebelușilor, așa că îi voi preda microfonul invitatei noastre din această seară, doamna dr. Monica Dărmănescu, medic dermatolog cu competențe în dermatochirurgie și dermatologie pediatrică. Vă invit să o ascultăm așadar în acest episod Baby Care, susținut de Cinevo și La Roche-Posay cu brandurile Lipicar și Cicaplast. Bun găsit! O să discutăm despre îngrijirea pielii copiilor în sezonul rece. Cu toții am simțit efectele aerului de iarnă, friguros și aerul de iarnă care este mai uscat asupra pielii noastre, dar tegumentul copiilor este unul mult mai sensibil. Pielea bebelușilor este nu la fel de bine dezvoltată ca cea a adulților, tegumentul este mai subțire și, în consecință, nu se apără atât de bine la condițiile climatice. De aceea trebuie să fim atenți la începerea sezonului rece. Ne-am gândit să vă oferim niște sfaturi în ceea ce privește abordarea acestei probleme. Multe mămici sunt îngrijorate și vin la medic întrebând ce să fac. Se trezesc într-o situație nouă, au nevoie de sfaturi pentru a aborda această problemă. Buze crăpate, arsuri de vânt, obraji uscați, toate vin la pachet atunci când ieșim cu copilul la plimbare. Și evident, nu trebuie să evităm în a plimba bebelușul. Copilul trebuie să fie plimbat în aer, chiar dacă este rece. Este de recomandat, totuși, în perioada iernii, să ieșim afară în perioadele mai calde un pic, adică se recomandă undeva între orele 11-17, când temperatura este un pic mai călduță. Ce facem ca să prevenim apariția unor probleme la nivelul pielii? Pentru, așa cum am spus la început, pielea copiilor este mult mai sensibilă și cu tendința la uscare atunci când temperatura este scăzută sau umedă. Începem cu o prevenție. Regula numărul 1, îi ținem bine hidratați. Ce înseamnă acest lucru? Hidratare atât pe interior, dar și din exterior. Adică copilul trebuie să fie bine hidratat, să bea apă, să fie alăptat la timp. Măsura numărul 2, îl îmbrăcăm corespunzător. O îmbrăcăminte în straturi ajută. Și sigur că da, trebuie să evităm îmbrăcămintea din lână sau din poliester, care poate irita pielea sau agrava anumite iritații preexistente. Se recomandă îmbrăcămintea din bumbac călduroasă în straturi, așa cum am spus. Începem cu o bluziță, o altă bluză, o geacă și trebuie avut grijă și la acoperirea extremităților. Pentru că pielea copiilor, nefiind bine dezvoltată, nici glandele sudoripare și sebacee nu sunt suficient dezvoltate în primele 6 luni și trebuie să avem grijă să le punem și căciuliță și poate și un fular care să acopere buzele uneori atunci când este vânt și foarte frig, mănuși, șosete, ghetuțe.
Țineți de asemenea la distanță razele soarelui. În ce sens? Știm că și iarna, razele ultraviolete pot crea arsuri solare și pielea bebelușului și a copiilor în general este mai sensibilă. La fel se știe că zăpada poate să reflecte razele solare până la 80%, deci suntem predispuși la arsuri solare și iarna. De aceea, pielea copilului trebuie protejată cu cremă de fotoprotecție și iarna atunci când ne expunem timp mai îndelungat. Alt sfat de prevenție, modificarea rutinei de baie. De obicei, vara, tendința noastră și a copiilor este să stăm mai mult la duș sau în baie. Nu? Băița de seară este un moment de intimitate, un moment de îngrijire al copilului care se mai poate prelungi. În schimb, în perioada iernii, trebuie să limităm această perioadă a băiței 10-15 minute, pentru că s-a demonstrat că dacă copilul stă mai mult timp în apă, se deshidratează pielea. De asemenea, temperatura apei este foarte importantă, să nu fie apă foarte fierbinte. Apa trebuie să fie călduță. Și de asemenea, trebuie să utilizăm săpunuri delicate. De recomandat pe perioada iernii, un gel de duș mai hidratant, fără parfumuri, fără conservanți, care ajută să emolieze pielea încă din faza de spălare. Și imediat după baie, este bine ca iarna pielea copilului să fie protejată cu o cremă emolientă sau un lapte hidratant emolient. Aici trebuie să alegem un produs de calitate, un produs fără parfumuri, conservanți, coloranți și alte produse toxice. Să alegem produsul în consecință. Și atunci când nu suntem lămuriți ce trebuie să alegem, consultăm un medic. Sigur că diferă tipurile de piele la fiecare copil și dacă deja un copil are probleme cu pielea uscată, este mai bine să cerem sfatul unui dermatolog pentru a aplica un produs corect ca și formulă emolientă. Să păstrăm loțiunea de mâini la îndemână. În această perioadă de iarnă, când spălatul pe mâini este o rutină frecventă, mai ales atunci când copilul merge la creșă, la grădiniță, trebuie să se spele mai des pe mâini sau chiar și utilizarea dezinfectantelor care poate usca foarte mult mâinile și împreună cu frigul și umezeala de afară pot să apară crăpături și fisuri la nivelul mânuțelor. Și atunci, în afară de un săpun foarte blând de mâini, care trebuie folosit în perioada aceasta, și o cremă emolientă de mâini. Există tot felul de creme de calitate care pot fi folosite. Doar să-l ajutăm să le folosească. Să-i explicăm și să-l ajutăm ca să-și creeze o rutină în a-și hidrata și mânuțele. Știm că în perioada de iarnă, atunci când se pornește încălzirea centrală, în general în case aerul este mai uscat și pielea are tendința a se usca mai mult și poate să apară xeroza cutanată, lucru care poate duce la prurit, mâncărimi și agravarea unor eczeme. Și se poate recomanda chiar utilizarea unui umidificator. Aici, cu mare atenție, trebuie respectate măsurile de întreținere cu curățarea la timp, ca să nu creăm alte probleme, dar, în general, umezeala din cameră trebuie să fie menținută în jur de 30-40%, conform recomandărilor producătorului. Și acest lucru ajută în a preveni uscăciunea pielii iarna. Diferențele de temperatură între interior și exterior pe perioada iernii pot de asemenea să accentueze uscăciunea pielii și să ducă la apariția unor iritații, mai ales la nivelul extremităților expuse la vânt și la frig, cum ar fi fața, mâinile, buzele care pot crăpa sau se pot irita mult mai ușor, mai ales la bebeluși care sunt în perioada în care salivează înainte de erupțiile dentare sau în perioada erupțiilor dentare sau la cei care mai folosesc și suzetă și atunci apare această dermatită periorală cu iritații, crăpături, umezeală și pielea trebuie îngrijită corespunzător. Dar dacă copilul dumneavoastră suferă deja de apariția unor eczeme, fie la nivelul obrajilor, fie la nivelul corpului, este bine întotdeauna să consultați un medic dermatolog, să cereți sfatul unui specialist care, în primul rând, poate evalua condiția respectivă, ajută la punerea unui diagnostic. Dacă e doar o simplă dermatită iritativă la frig sau o dermatită atopică, și atunci veți putea primi un tratament corespunzător cu emoliente și cu tratament adaptat tipului de piele al copilului dumneavoastră. Conform ultimelor studii, această dermatită atopică
este întâlnită destul de frecvent. Aproximativ 20% dintre copii suferă de această afecțiune. Și trebuie știut că ea nu este o afecțiune contagioasă. Este o afecțiune cronică, recurentă, care se manifestă prin uscăciune a pielii, apariția unor leziuni pruriginoase, eritematoase, uscate, cu aspect inestetic și supărător și îngrijorător pentru părinți. Copilul poate să aibă eczeme la nivelul feței, obrajilor, pliurilor anterioare la nivelul gâtului, toracelui, pliurilor de piele. Copilul se scarpină foarte mult, nu doarme bine. Dermatita atopică este o afecțiune inflamatorie cronică a pielii, care nu este contagioasă și care apare frecvent la copii cu un istoric familial de atopie. În general, întrebăm părinții dacă mama sau tata au un istoric de alergii sau bunicii și acolo trebuie să fim atenți. De multe ori au câte un bunic cu ast bronșic sau spune câte un părinte, parcă mi-aduc aminte că tata avea mereu pielea uscată și cu eczeme. Da? Deci căutăm în antecedente și această predispoziție către atopie. Însă poate fi declanșată și datorită unor factori care pot fi externi sau interni. Și unul dintre factorii externi poate să fie expunerea la poluare. Locuim în metropole, în orașe intens poluate, expunerea de asemenea la frig, care iarăși este un factor de declanșare, sau expunerea la anumite substanțe. Și cum ar fi substanțe iritante, detergenți, neadecvați, care sigur că rămân uneori în hăinuțe dacă nu sunt clătite corespunzător, sau utilizarea anumitor emoliente de hăinuțe care rămân în fibra hainelor și eliberează lent la nivelul pielii substanțe chimice care pot duce la agravarea dermatitei. De asemenea, am observat ca și factor extern uneori hăinuțele colorate, chiar dacă sunt din bumbac, dacă sunt foarte colorate, se poate întâmpla să copilul să dezvolte chiar dermatite de contact la acele hăinuțe. Deci, în general, la copilul cu dermatită atopică și pielea expusă la iritații, se recomandă hăinuțe din bumbac deschise la culoare, albe, cele care vin în contact cu pielea, și evitate cele de lână sau poliester care pot irita. Alți factori declanșatori pot fi, de exemplu, infecțiile, suprainfecții, răcelile de sezon, care pot declanșa un puseu de dermatită atopică. La fel trebuie știut că un copil care are dermatită atopică, și de ce discutăm, este pentru că, așa cum am spus la început, cam 20% dintre copii au această problemă, mai ales până în vârsta de 3 ani, pot avea o sensibilitate în a contacta anumite infecții virale, de exemplu, cum ar fi verucile, moluscum contagiosum. Sunt copii care, după ce se duc la not, sau adică se expun și la umezeală și contactul cu alți copii, pot, și pielea lor fiind deja sensibilă și din punct de vedere imunitar nu atât de dezvoltată, vin frecvent cu veruci la nivelul mânuțelor, tălpilor, plantelor sau cu leziuni de moluscum contagiosum. Și sigur că există tratament, te adresezi medicului, doar că trebuie să știm că sunt un pic mai sensibili. Totuși, putem să vorbim în continuare despre factorii care pot declanșa această dermatită atopică în sezonul rece și cum o putem preveni un pic și cum putem spația puseele în această perioadă. Pentru că la schimbările bruște de temperatură se poate declanșa un puseu, deci trebuie să fim foarte atenți la piele, mai ales la bebeluși. Și de ce zicem? Că în principiu o dermatită atopică poate să debuteze cam în jurul vârstei de 2 luni. Cu leziuni la nivelul obrajilor în principal și uneori la nivelul pliurilor. La această vârstă pot să apară și fenomene gen eczemă, care trebuie diferențiate de dermatita atopică, și aici vorbim de dermatita seboreică, eczemele seboreice, care pot să apară la bebeluși în primele 2 luni de viață. Cu cruste la nivelul scalpului, cu iritații și eczeme la nivelul sprâncenelor, în spatele urechilor, retroauricular. Și aici trebuie o balanță și un foarte bun și al medicului. Trebuie evaluat copilul și să diferențieze între o dermatită atopică sau o dermatită seboreică. În principiu au un tratament ușor diferit. Mai departe, la copilul mai mare, între 6 luni și 12 luni, se poate manifesta dermatita atopică cu eczeme atât la nivelul toracelui, dar și obrajilor, cu
coatelor, genunchilor. Cam 30% dintre copii pot manifesta și după vârsta de 2 ani, 5 ani, manifestări de dermatită atopică, când deja pot să apară mai mult manifestări la nivelul pliurilor, se schimbă cumva dispoziția leziunilor. Sigur că există niște criterii clinice de diagnostic al dermatitei atopice, există niște criterii majore, unele minore, pe care medicul le examinează și căutăm și afecțiuni cumva asociate care ne pot indica că acel copil poate avea o atopie, cum ar fi, de exemplu, una dintre afecțiuni este keratoza pilară. Keratoza pilară, care poate să apară ca un semn indirect al dermatitei atopice și se asociază cu un teren alergic, se manifestă prin apariția unor leziuni uneori pruriginoase la nivelul brațelor și coapselor rugoase. De obicei, părinții spun că au avut și ei aceste probleme și încă mai pot persista chiar și la vârsta adultă. De asemenea, un copil cu dermatită atopică poate să aibă, așa zisul, pliu de Nimorgan, un pliu la pleoapa inferioară, sau cearcăne, care îți pot indica indirect un teren atopic. Copilul poate să aibă și probleme respiratorii, rinite alergice, prezența unor vegetații adenoide, așa zis, și polipi. Și sigur că acolo deja e nevoie de consultul unui medic din specialitate ORL. Uneori și o vizită la alergolog este utilă, pentru că copiii pot dezvolta chiar alergii la proteinele laptelui de vacă, la praful de casă, la mucegaiuri și atunci când episoadele sunt subintrante cu leziuni extinse, verificăm și această problemă, alergia la proteinele laptelui de vacă, în colaborare cu medicul alergolog, uneori cu testări și analize de sânge. Și să nu uităm că uneori eczemele la nivelul pielii pot reprezenta și altă boală, alte sindrome, alte probleme, de aceea cel mai bine este să vizitezi medicul dermatolog când copilul tău se confruntă cu eczeme la nivelul pielii, pentru că pot reprezenta fie dermatită atopică sau alte boli. Și cel mai bine, întâi te sfătuiești cu medicul ca să știi cum abordezi această problemă. Întâlnesc multe cazuri de pacienți care doresc să-și îngrijească pielea corect și apelează la un sfat de rutină sau preventiv. Și în urma analizei atente și o discuție cât se poate de corectă, stabilim schemele de prevenție și uneori și de tratament. Săpunurile și gelurile de duș utilizate pe perioada iernii trebuie să fie unele mai hidratante. Și nu recomandăm, în general, utilizarea unor săpunuri agresive cu antiseptice, pentru că mai sunt formule mai vechi de supermarket care conțin antiseptic, cum ar fi triclosanul, de exemplu, care este într-un procent mic de cazuri, dar poate să dea alergii la utilizarea lui. Și atunci părintele, dintr-un exces de zel, zice să folosește inclusiv săpun, n-aș spune nicio marcă aici, dar există săpunuri antibacteriene și scrie exact așa. Și nu este recomandat. Medicii dermatologi nu recomandă utilizarea unor astfel de produse pentru că pot modifica ceea ce înseamnă microbiomul cutanat. Noi știm că la nivelul pielii tuturor și mai ales la copii în perioada asta de dezvoltare, există multe tipuri de bacterii și microorganisme care sunt prietenoase, de fapt, cu pielea noastră și contribuie chiar la imunitate. Numai unele dintre ele pot duce la o anumită patologie, cum ar fi stafilococul aureu sau streptococul sau apariția unor leziuni de genul impetigo, care deja trebuie tratat. Dar noi trebuie să respectăm acest microbiom cutanat și să nu-l agresăm cu produse care usucă prea mult pielea sau cu produse antibacteriene aplicați la nivelul pielii copiilor dintr-un exces de zel. Pielea este necesară să fie acoperită, dar nu înfofoliți copilul excesiv de mult. Pentru că el nu are glandele sebacee și sudoripare suficient dezvoltate, se va supraîncălzi dacă îl îmbrăcăm prea mult și pot să apară dermatite și iritații și de la supraîncălzire. Așa zisa miliarie. Copilul vine roșu, de sus până jos, cu bubițe, cu leziuni, uneori pruriginoase. Părintele se sperie și nu știm ce o fi o boală virală, o fi o dermatită atopică, ce e. Deci trebuie să vadă medicul, să evalueze situația. Dar sfatul meu este să nu supraîncălziți copilul. Temperatura în cameră trebuie să fie una moderată. Nu supraîncălzim camera, am auzit de părinți care spun cum, dar este foarte frig, trebuie să facem 25-27 de grade.
nu este bine. 22 de grade sunt suficiente în principiu. Copilul nu trebuie supraîncălzit pentru că el nu-și poate termoregla temperatura până la o anumită vârstă. În ceea ce privește alergiile, trebuie să știm că, în general, persoanele care au un istoric familial de atopie pot dezvolta multiple sensibilizări, inclusiv alimentare. Cele mai frecvente, în principiu, sunt la lapte, alune, ciocolată, pește, coloranți, conservanți și aditivi din alimente sau din sucuri. Mulți copii doresc ciocolată, sucuri din comerț, le văd reclame și nu este ușor să-i reținem de la a consuma aceste lucruri. Părintele trebuie să fie... învață meseria de părinte și nu e deloc ușor. Deci, dacă avem așa istoric familial de atopie, în principiu e bine să evităm aceste lucruri din alimentație. De asemenea, pot să existe sensibilizări la pneumoalergeni, cum ar fi praf, polen, păr de animale. Multe familii au animăluțe de companie, cum ar fi pisici, un cățel, papagali, diverse. Și am văzut frecvent sensibilizări la părul de animale sau uneori și la hrana papagalilor am avut, că sunt extrem de rare, dar uneori trebuie să faci o anamneză amănunțită și a mediului în care locuiește copilul ca să te lămurești la ce anume sau ce anume poate să declanșeze niște pusee de dermatită atopică. La fel sunt părinți care remarcă că la ei acasă copilul nu face nicio eczemă și în momentul în care este dus la bunici, vine plin de bubițe și începe discuția. Nu l-ai îngrijit bine, n-ai avut grijă. Și de multe ori nu sunt bunicii de vină, ci pur și simplu sunt anumite expuneri la anumiți alergeni pe care nu putem evita. Fie praful sau contactul cu anumite plante sau expunerea la pene, puf, păr, nu știm sigur, dar e clar că atunci când își schimbă mediul se poate declanșa un puseu și cu grijă și cu răbdare putem determina de la ce anume se pot declanșa aceste lucruri. Și practic de ce se întâmplă acest lucru la persoanele atopice și pot dezvolta ulterior sensibilități cutanate de tip întârziat, pentru că pielea atopicilor are un anumit deficit de anumite lipide și lucrul ăsta este născut. Există un deficit de barieră cutanată care are predispoziție genetică. Și se pare că, mă rog, terapiile viitoare, moderne, pentru persoanele cu dermatită atopică, adolescenți, adulți, în general, care rămân atopici până în vârsta adultă, deja tratamentele moderne implică tratamente care modifică imunitatea, că se pare că și această dermatită atopică reprezintă o problemă de natură imună până la urmă, chiar dacă anumite structuri lipidice sunt în cantitate mai mică la nivelul barierei epidermice. Deci există terapii moderne și de viitor care vizează acest lucru pentru spațierea puseilor și pentru reglarea acestor probleme, ca și în alte boli. Trebuie să știm că totuși o îngrijire corectă, sub supravegherea medicului, bineînțeles, determină o frecvență mai scăzută a puseilor și poate spația aceste pusee și e important să înțelegem că pielea trebuie îngrijită zilnic. Adică trebuie aplicat zilnic un emolient, chiar dacă sunt unii părinți care spun cum să dau copilul zilnic cu cremă pe tot corpul. Da, dacă el face eczeme frecvent, s-a demonstrat prin studii clinice că aplicarea unor emolienți de calitate cu anumiți compuși studiați și sigur că vorbim despre creme cu studii clinice și creme în care nu avem conservanți, coloranți și alte lucruri care aplicate pe pielea copiilor pot dăuna, s-a demonstrat că îngrijirea aceasta zilnică spațiază foarte mult puseele de dermatită atopică pentru că întăresc bariera cutanată. Ce facem atunci când copilul are un puseu de dermatită atopică? Ne prezentăm la medic pentru a învăța cum să aplicăm corect un tratament. Și există așa zisa corticofobie. Părinților le este teamă de cremele pe bază de cortizon. Trebuie să spun că și experiența mea și a altor colegi și proba timpului arată că aceste creme antiinflamatoare pe bază de cortizon, alese corect, dozarea corectă, tipul și clasa de corticosteroid corecte, adaptate zonelor de tegument unde trebuie să le aplicăm și folosirea lor pe perioade scurte, nu produc fenomene neplăcute. Teama aceea de
de subțierea pielii, de apariția altor reacții adverse pe care le vedem în prospecte, apar atunci când se utilizează, nu sub supravegherea medicului, se utilizează pe termen îndelungat și în cantități incorrecte. Deci trebuie ținut minte că tratamentul se face în puseu și apoi creme emoliente pentru ameliorarea simptomelor. Sigur că mai există și alte tipuri de creme antiinflamatoare care se pot aplica. Inițial tratăm în puseu cu un corticosteroid și ulterior există alte clase de antiinflamatoare și imunomodulatoare topice pe care numai medicul le poate prescrie. Apoi, respectarea măsurilor despre care am vorbit mai devreme, evitarea expunerii la praf, la detergenți, la substanțe chimice iritante și toate lucrurile acestea, împreună cu sfaturile medicului, duc la un confort sporit al pielii copilului cu dermatită atopică și trebuie să menționăm faptul că această afecțiune nu se vindecă, deci nu trece 100%, nu este o boală pe care o tratăm și nu mai apare niciodată. E adevărat că numai un anumit procent din prima copilărie rămân în vârsta adultă cu o sensibilitate care se poate manifesta mai târziu în viață, nu știu, după 30-40 de ani, ca o eczemă a mâinii, o eczemă a pleoapelor, apar niște sensibilizări la copiii care au avut dermatită atopică în prima copilărie. Dar procentul este mai mic. Adică și la ce trebuie să mai fim atenți? La așa zisul marș atopic. Adică dermatita atopică este una dintre manifestările unui pacient atopic. Atopia, de fapt, înseamnă asocierea și altor probleme, inclusiv respiratorii, predispoziția către astm bronșic, care există la copiii cu dermatita atopică și atunci, sigur că trebuie mers la medic atunci când apare și o astfel de problemă respiratorie împreună cu leziunile la nivelul pielii. Pielea bebelușilor este simbolul delicateții și tocmai din acest motiv are nevoie de o îngrijire mai specială, pentru că expunerea la substanțe chimice, la fibre artificiale sau sintetice sau temperaturi extreme poate afecta bariera epidermică. Și pentru că tot vine iarna și frigul, în timpul iernii, pielea bebelușilor are nevoie de o atenție suplimentară, pentru că aerul rece și vântul uscat și rece poate fi brutal pentru epiderma lor foarte delicată. E important să alegem produse potrivite pentru hidratarea tegumentelor, care hidratarea trebuie să fie preventivă, adică trebuie să copilul expus la frig trebuie să aibă mânuțele și fața hidratate. Și sigur că da, trebuie să evităm expunerea lui foarte îndelungată în condiții climatice nepotrivite, cum ar fi frig extrem, sub minus 5-6 grade, vânt, ploaie. Da? Să ai grijă de pielea unui nou născut în perioada iernii este o prioritate, deoarece sistemul lui imunitar nu este complet dezvoltat în primele luni de viață și nu poate face față cu ușurința atacurilor din exterior. Îi mulțumim doamnei dr. Dărmănescu și le mulțumim și partenerilor care au susținut acest episod Baby Care, Sinevo și La Roche-Posay cu brandurile Lipicar și Cicaplast. Dacă vi s-au părut interesante informațiile aflate în această seară, vă îndemnăm să le trimiteți și către alți prieteni, părinți, cărora le-ar putea fi de folos. Eu sunt Andreea Brașovean și vă dau întâlnire și marțea viitoare, la ora 20, la un nou episod Baby Care, în care vom avea invitat un medic gastroenterolog. Până atunci, rămâneți sănătoși!